Având aceeași idee, cum am făcut cu 10, acum o să merg cu următorul număr, că îl vedeți. Este imediat următorul, 11. 11. Și hai să vorbim despre 11 cât putem de mult, văzând, începând ca și la 10. Toate modurile de exprimare, să vedem care sunt perechile de nume. Cine și cu cine să facă 11? Păi mai întâi ar fi 10 plus 1, că imediat următorul. După 10, încă un segment. 10 plus 1 egal cu 11. 9 plus 2, 9, dragilor, 9 plus 2, două segmente, dau peste 11. Dar a scăzut, așa cum Maria, Ana spunea, m-am prins bubule de șmecherie. Scade ăsta, crește ăsta. Și balanța este aceeași. 11. Apoi, 8 plus 3, da, face tot 11. Apoi, dar voi acasă când faceți asta, 8 și le arătați 1 plus 2 plus 3, tot la 11. 7 plus 4, la 7, 1, 2, 3, 4, 7 plus 4, face tot 11. 6 plus 5, face tot 11. Da? Ei, și 5 plus 6, adică aici aș putea continua 11 egal și cu 1 plus 10. Adică și comutativitatea. Și 2 plus 9. Și 3 plus 8. Și 4 plus 7. Și 6, 5 plus 6. Da? Plus 6. Deci tot 11. Tot 11 obținem. Fie că zicem 10 plus 1 sau 1 plus 10. Sau 9 plus 2 sau 2 plus 9. Tot 11. Tot 11 vom avea de fiecare dată. Acum, pe aceeași logică, din 11, dacă scădem pe 1, obținem 10. Dacă din 11 scădem pe 10, obținem 1. Fiindcă cei doi împreună făceau 11, scăzând acum pe 1 din ei, fie pe 1, fie pe 10, obținem pe celălalt. Din 11, dacă scădem pe 2, obținem 9. Și din 11, dacă scădem pe 9, obținem 2. Deci din 11, acum insistați, din 11, dacă dăm 2 înapoi, 9. Da? Uitați cât e clar. Vă rog să înțelegeți reprezentarea pe dreaptă a numerelor. Le este de mare folos. Deci vizual ei participă și totul este perfect făcut. Apoi, din 11, dacă scădem pe 3, egal cu 8, din 11, dacă l-am scăzut pe 3, face 8, și din 11, dacă scădem pe 8, egal cu 3. Albinuțul nu e de acord să fac mișcări de astea bruști și s-ar putea să mă sancționeze. 11, scăzut 4, egal cu 7, iar 11, scăzut pe 7, egal cu 4. În sfârșit, 11 scăzut 5 egal cu 6, 11 scăzut 6 egal cu 5. Dragilor, mi s-a întâmplat și este un film undeva, unde copiii în clasa a 6-a nu știu să adune până la 10. Când s-a depășit, dacă zici 5 plus 6, să întreb cât faci 5 plus 6, e blocat, zice 9, zice orice, pentru că el nu are deloc întipărit în minte ce reprezintă 11. 11, cam la ce distanțe, deci vorba de 11 segmente, 11 obiecte, deci o mulțime mai mare, da? Ei, el ce nu știe? Când zic 6 plus 5, iată, dragilor, de ce el are greutăți? Pentru că trebuie să formăm mai întâi 10-a. Și atunci lui 6, câte ar mai trebui ca să ajungă la 10? Lui 6, câte ar mai trebui? Lui 6, câte ar mai trebui ca să ajungă la 10? 4, da?
Da? Deci el mai trebuie 4. Și iată 10. Deci lui 6, 5 și 1, 6, până să ajungă la 10, îmi trebuie 4. De unde luăm noi pe 4? De unde să-l luăm? Din 5. Că 5 înseamnă 4 plus 1. Și ăsta a făcut 10. Și atunci 10 plus 1 egal cu 11. De aceea 6 și cu 5 fac 11. Aici este momentul. Asta e cheia. Asta e momentul cheie al problemei. Formarea 10. Deci când adunăm cele două numere, iată 5 cu 6, el copilul, nu trebuie să dea mecanic răspunsul. Ajunge mecanic să dea răspunsul mai târziu, după multe experiențe, multe greșiți. Dar el trebuie să înțeleagă 6, iată-l aici, plus 4, până aici, plus 4, s-a făcut 10 și mai rămâne 11. Adică pe reprezentarea asta, pe axă, judecăm această treabă care a însemnat, explicată de mine așa. 6, cât îi mai trebuie? 6, cât îi mai trebuie până la 10? Deci 10-le este cel care îmi creează mie sentimentul cel mai... sau bucuria cea mai mare, pentru că de acolo ce mai rămâne, lipesc. Și e foarte simplu. Insist, totul trebuie făcut cu foarte multă grijă, jucându-te, făcând tot felul. Care sunt două numere? Care fac 10? Dăm toate perechile. Aceasta îi va fi lui de mare folos. La început pe diagramă. Nu faceți mecanic. Pe degete. Foarte bine. De-aia spun, arată 7. Mi-arăți pe 7 rapid. Arată 3. Mi-arăți pe 3. Când zic 3 plus 4, 3 îl știe, plus 4, ăsta, și a ajuns la 7. Deodată le vede că 7 e 5 și cu 2. Ei, aici e tot secretul. Uneori nu mai facem așa, dar în mintea lui se întâmplă asta. 3 plus 4 face 7. Și de ce? Pentru că el vizualizează toată povestea asta. Am mai spus-o cu fiica, că indienii fac o investiție extraordinară în copii, începând la clasa a treia, de la 3 ani. Ana, dacă tu faci, traduci asta, lecțiile astea care le-a făcut Bubu, măi, fetița lui Bubu, știi ce minune se întâmplă? Că tu vei fi modelul după care toți cei de vorbitori din limba engleză, indienie, vorbesc copiilor în engleză, chit vorbesc și limba lor maternă, dar sunt foarte tari, foarte interesați ca din joacă copiilor să progreseze. Și de aceea, mămicile care stau acasă indiene, fac această investiție atentă și așa s-a ajuns, nu? Vorbeam cu fiica mea, zice, ai, nu, sunt mulți români, mă, tată. E o poveste asta în Microsoft. Sunt așa, vreo 200-300 de români, din câte am înțeles eu, așa, zice. Dar nu sunt cu mii, zeci de mii și așa mai departe. Mai mulți români în Microsoft, nici vorba. Indieni, da. Indieni, până poate, trebuie să ne punem și noi, să ne vopsim, zice, să ne punem până în frunte, că asta e. Da, da, și-au dat seama că au o șansă. Au o șansă să iasă la suprafață, smulți, investind în educație. De-aia îmi doresc tare mult. Aici, acum, anul ăsta, mă voi îndrepta cu toată forța spre aranjarea un postament, a unei temelii sănătoase, valoroase în gândirea copiilor, ăstora de clasa 0, 1, 2 și 3. Eu n-am să merg chiar în ritmul. Dar ba da, am să fac lecții cu 0, apoi lecții cu 1, cu 2 și 3. Da? Pentru că 4 e făcut, 5 e făcut, 6 e făcut, 7 e făcut. Și cu a 8-a.
Dacă Bunul Dumnezeu mă ajută și va fi sănătate, sper ca să reușesc să închei la sfârșitul anului acesta cele 8 clase. Asta e marea mea dorință. Și aștept cu nerăbdare ca cei care sunt în exterior și care îmi spun: de ce nu găsiți o soluție să faceți și în engleză? Făceți-o voi! Voi care știți limba română și știți să puneți, să transferați, să dublați în engleză sau în franceză sau ce știu eu, în altă limbă, făceți-o, dragi, în italiană, în ce vreți voi acolo. Făceți-o, de la mine aveți toată deschiderea, toată... Deci, atenție, sunt hotărât să vă spun că vă dau acceptul să mă dublați acolo. Adică, eu sunt în filmul acolo, însă voi dublați vocea. Da? Faceți acest lucru. Vă permit așa, să mă, aș fi încântat să faceți asta. Se poate transforma într-un business. Știți bine asta. Știți bine ce spun. Nu mă atât mă interesează, dar e vorba de binele care trebuie să-l facem pentru copiii aceștia. De oriunde ar fi ei, de orice nație. Că trebuie să înțelegem bine lucrurile de la bun început. Așa. Deci, spuneam că în clipa în care zic 6 plus 5, întâi 10 trebuie să o am în minte, adică la 6 cât mi-ar mai trebui până la 10? 4. Și iată, s-a format treaba asta. Așa se fac de mai multe ori. El lucrează cu schema, cu reprezentarea și totul merge perfect. Hai să ne ducem și la 12. Da? Numărul 12. Ei, ia să vedem noi toate posibilitățile pentru 12. Păi, tot la fel gândim. 12 înseamnă 11 plus 1. 12 după 11, da? Plus 1. Deci, 11 plus 1 e de parcă ar fi 1 plus 11, comutativitatea, da? Și egal cu 12. 10 plus 2. Deci 10 plus 2. Egal cu 2 plus 10 și egal cu 12. Apoi 9 plus 3 egal cu 3 plus 9 și egal cu 12. 8 plus 4 egal cu 4 plus 8 plus 4 egal cu 4 plus 8 și egal cu 12. 7 plus 5 egal cu 5 plus 7 și egal cu 12. 6 plus 6 egal cu 6 plus 6, n-aș vrea să mai scriu, am scris asta, 12. Iată toate variantele pentru a obține 12. Și acum, pe aceeași logică a lucrurilor, din 12, dacă scădem pe un termen din cei doi, din cele două valori, nu? Scădem pe 1, face 11. Dacă din 12 scădem pe 11, este egal cu 1. Dacă din 12 scădem pe 10, cât face? Din 12 scădem pe 2, hai să zicem. Din 12 scădem pe 2, egal cu 10. Și tot așa de clar este că dacă 12 scădem pe 10, egal cu 2. Din 12, dacă scădem pe 3, egal cu 9. Adică din 12, dacă scădem pe 9, egal cu 3. Din 12, dacă scădem pe 4, egal cu 8. Adică din 12, dacă scădem pe 8, egal cu 4. Din 12, dacă scădem pe 5, egal cu 7. Adică din 12, dacă scădem pe 7, egal cu 5. Din 12, dacă scădem pe 6, egal cu 6. Adică din 12, dacă scădem pe 6, egal cu 6. Concluzia.
este limpede. În clipa de față, ați înțeles, eu am mers mai repede, dar voi, dragii mei, lucrați cu copiii, bunicii, părinții, învățătorii, la 11 plus 1, am dat peste 12. Și la 10 plus 2, dau peste 12. Și la 9 plus 3, dau peste 12. Și la 8 plus 4, dau peste 12, da? Deci aceste lucruri trebuie foarte, foarte bine puse la punct. Acum, insist pe mecanismul când ți se dă 7 plus 5. Nu dai deodată răspunsul 12. Încă nu ai ajuns. 7 plus 5 egal 12. Nu poți să spui asta. Și pe diagramă zici 7 până la 10. Cât îmi trebuie? 3. Da? Și atunci zici 7 plus 3, pentru că pe 5 l-ai rupt în 3 și 2. Că tu știi că 5 înseamnă 3 plus 2. Și atunci 7 plus 3 plus 2 și înseamnă 10 plus 2, care înseamnă 12. Iată, așa trebuie să facă. El, la 7 plus 5, dar merge, veți vedea că de la loc încolo merge foarte repede. Îți dă pe 12 și de asta produce așa, legătura asta. 10, 3, 2, 5, 12. Deci 5, 3, 2, 10, 12. Asta fac. Asta trebuie să faci tu, învățător. Deci poți să pierzi aici o jumătate de an. Dar toate acestea trebuie să fie bine, bine, bine pus la punct. La clasa 0, dacă te trezești jucându-te cu construcția asta o perioadă de timp, ai făcut cel mai mare lucru. Deci adunarea și scăderea trebuie să meargă simultan. Deci neapărat simultan. Nu respectați cu strictețe ce spune. Vedeți cum reacționează copilul. Aici e tot secretul. Când e un punct de vedere acolo cu o programă făcută, cu o anumită ordine, făcută de cineva care stă cu fundul pe scaun, pe la minister, dar hai să vedem cum găsim noi. Ce vă spun acum? Vă spun următorul lucru, că dacă dacă politicienii ăștia ar înțelege să se ducă la Prof Online, să vadă acolo, am un film, acolo, un ministru învățământ de gropare sistemului, pe prima pagină. Am de la Societatea Albinelor, la Societatea Românească prin Matematică, un film. De la Societatea Albinelor, la Societatea Românească prin Matematică. Este minunat ce mi-am, într-un moment de inspirație, cum am văzut triada. Legea învățământului, legea salarizării și legea pensionării. Adică mergem după învățăm, aplicăm și beneficiem. Adică la pensii totul este perfect legat. Este simplu pentru o idee în care școala e la bază, școala. Notarea unitară rezolvată. Nu știu, când va fi vremea să mă ia cineva în considerare. Îmi doresc tare mult. Nimeni nu va putea să pună, să implementeze ceea ce simt eu și cum gândesc. Pentru că sunt interese de cele meschine. Adică cum să ne punem la treabă, de ce transparență, de ce... Nu. Dar vom vedea. Am avut guzul pe 12. Haideți pe 13. 13. Păi 13, îl vedeți imediat. Am mai adăugat un segment. E mai mare decât 13, aici insistăm. 12 e în urmă, 13 e după, când mai venit un segment. De la 0 pe când sunt mai multe segmente. Așadar, despre 13 putem spune că 10 plus 3, vedeți că încep cu reperul ăsta, 10 plus, sau hai să încep așa cu 12 plus 1, egal cu 1 plus 12 și este egal cu 13. Apoi, 11 plus 2 egal cu 2 plus 11
și egal de 9 cu 13. Apoi, 10 plus 3 este egal cu 3 plus 10 și egal cu 13. Apoi, 9 plus 4 egal cu 4 plus 9 și egal cu 13. Tot timpul insist pe comutativitate, că trebuie să înțeleg că sunt în situații diferite. Uneori 10 plus 3, altă dată am 3 plus 10. Și în loc să zic 3 plus, în loc să zic 4 plus 9, zic, dacă îmi vine mai bine, 4 plus 9, zic 9 plus 4, că 9 plus 4 mi-e mai la îndemână, imediat mintea îmi fuge și zic lui noi mi-e trebuie 1, am făcut 10, am luat din 4, 3, 13. 9 plus 4 fac 13. 9 plus 4, stai și te gândești, am găsit situațiile acestea cumplite. Deci în clasa a 6-a. Să-l vezi cât de mult încearcă să găsească o legătură și îți dă ba 12, ba 17, ba... Nu-i nimic clar. Motivul este asta. Pe care am vorbit. 8 plus 5 egal cu 5 plus 8 și egal cu 13. 8 plus 5 se facă 13? Pff, complicat pentru el. Sau 5 plus 8 se facă 13? Nu. Nu, asta nu reușește. Dar dacă 8 plus 5, 8-ul care e aproape de 10, lui trebuie un 2 să facă 10-a. Că avem la 10 exercițiu făcut. Da? 10 din cine e compus? De 8 plus 2. De unde luăm? Din 5. Și din 5 dacă am scăzut, de-aia merg și cu scăderea. Din 5 dacă am scăzut pe 2, a rămas 3. 10 și cu 3, 13. Da? Deci 8 plus 5. 2 până aici și am făcut 10 și mai rămas 3. 13. Asta trebuie să fie. 7 plus 6 egal cu 6 plus 7 și egal cu 13. Credeți-mă, 7 plus 6 se facă 13, am întâmplat dificultăți majore. Nu e deloc clar. El vrea să învețe mecanic ca pe învață tabla mulțirii și am spus și acolo, există o ordine. Până la momentul acela mecanic, trebuie să înțelegem niște lucruri. Ați văzut cum am procedat cu Ana. Ana se pregătea să învețe tabla mulțirii, practic. Când număram din 2 în 2, din 3 în 3, din 4 în 4, sunt lecțiile acelea acolo. Ei bine, m-am și tabla mulțirii redusă. Tabla mulțirii redusă la numai înmulțirea cu 5. Până la tabla lui 5. Este acolo distributivitatea. Deci în clasa a doua se poate insista pe treaba asta spectaculos și foarte multe informații se pot găsi de acolo. Ei, și acum mergem cu 13 scăzut 1 egal cu 12. Iar dacă din 13 scad pe 12, egal cu 1. Din 13 dacă scad pe 2, egal cu 11. Iar din 13 dacă scad pe 11, egal cu 2. Din 13 dacă scad pe 3, egal cu 10. Și din 13 dacă scad pe 10, egal cu 3. Pe diagramă, pe ce vreți, pe logica asta. Că suma lor, unul din ei, da? Pe, din 13, dacă scad pe 4, e egal cu 9. Și din 13, dacă scad pe, cât pe 9, e egal cu 4. Din 13, dacă scădem pe 5, e egal cu 8. Iar din 13, dacă scad pe 8, e egal cu 5. Din 13, dacă scădem pe 6, e egal cu 7. Iar din 13, dacă scădem pe 7, egal 6. Iată, dragilor, clar, concret, cum anume trebuie să vedem toate lucrurile acestea, să vedem dacă s-a dus timpul, s-a dus destul de bine. A ora din nou m-am luat